În această săptămână, sub bolta viței de vie din curtea librăriei Semn de Carte din Reșița și într-un nucleu de prieteni apropiați, a avut loc o nouă acțiune culturală. Reîntors acasă, cantautorul Mircea Hohoiu, sportivul cu aptitudini muzicale, a susținut un recital de excepție. Hohoiu a cochetat cu muzica încă din timpul liceului. De-a lungul timpului a cucerit numeroase premii la festivaluri de compoziție și interpretare din țară. Stabilit din 1988 în Germania, Hohoiu și-a amenajat propriul studio de înregistrări, unde își produce singur negativele sau piesele de blues sau rock and roll, pe care apoi le interpretează. În cadrul evenimentului de la Reșița, cantautorul a prezentat publicului diverse melodii tradiționale cântate în dialectul german a reșițenilor, piese reunite pe un CD sub titlu Noi suntem Reșițeni. Vorba de niște cântece tradiționale cântate de populația germană din Reșița. Erau autori necunoscuți, deci este folclor autentic și, după câte am înțeles eu, și textele s-au născut de-a lungul timpului, s-au modificat, deci într-o perpetuă dinamică și reflectă cu foarte mult umor, cele mai multe dintre ele, viața cotidiană și caracterul reșițeanului, celui născut și crescut aici. Fidel conceptului pe care Metarsis, activități și servicii de cultură urbană și artă contemporană, Societatea pentru Cultură, Metarsis și librăria Semn de Carte tot încearcă să-l propună reșițenilor și să vi-l propună dumneavoastră, acela al atitudinii slow versus fast. În seara aceasta avem o nouă întâlnire. Și nu este aleatoriu și nu este o întâmplare, pentru că citatul pe care eu l-am dat în deschidere este o legătură extraordinară între activitatea pe care noi am avut-o începând cu ora 5, acea a prezentării de diapozitive din Retezat, prezentare făcută de Ian Cimato, a secției de drumeție a Prietenilor Munților, și ceea ce se va întâmpla în continuare. Înnebuniți de stresul zilnic, de această atitudine a noastră de a acumula bunuri materiale, scăpăm din vedere sau uităm câteodată adevăratele valori ale vieții, acele ale familiei, ale prieteniei și ale comuniunii cu natura. Ceea ce noi vă propunem prin această atitudine slow versus fast este să ne oprim puțin, să respirăm, să ne uităm în jurul nostru, să ne vedem prietenii și să trăim. Să trăim adevărat. La manifestare au participat foarte mulți cunoscuți și prieteni cantautorului, care au ținut să-i fie alături și să se bucure împreună cu el de o seară la Superlativ. Nor și zbor, metei și gozda, respira același gând, semenicui predonează ecoul în vânt.